Pregătirea Paștelui. Umblând cu vasul prin cetate, un om se pregătea voios cum să-i primească în a lui casă pe ucenicii lui Hristos. Iisus știa cine e gazda, evreii în Pesach sunt la fel, dar nu știau ei ucenicii cine e adevăratul miel. Israelul, privind în urmă, la veacuri de robie grea, își amintea de Domnul Slavei, prin Moise îl elibera. Istoria e mult prea lungă, nu poți cuprinde într-un cuvânt, dar Sfântul Paște cu Mesia e cel mai mare pe pământ. Ei până atunci doar cu o umbre lucraseră în viața lor, doar soarele Iisus acum coboară parcă dintr-un nor. Dar nu cu mare strălucire, ci ca un miel supus și blând, un nou accent în sărbătoare va revela Iisus curând. El vede că e aproape crucea, dar mai întâi e Ghețimani, acolo în moarea agonie va fi arestat de-a lui dușmani. Toți ucenicii văd doar mielul, simbolul tainic și ceresc, și vinul pregătit și azima și cei care sărbătoresc. Acum apare o cotitură, un fapt ciudat, surprizător. Iisus se scoală în picioare și plânge pâinea în fața lor. E un nou simbol și o nouă lege, e însuși trupul său cel sfânt, iar ucenicii cu uimire așteaptă un deznodământ. Luați, mâncați cu toți acum, acesta este trupul meu. Cu greu respiră ucenicii, e o jertfă pentru Dumnezeu. Căci ori de câte ori veți face, astfel de masă în cinstea mea, vă voi veni și aduce aminte cum am răbdat pe crucea grea. Apoi Iisus, luând paharul, îi mulțumi lui Dumnezeu și le-a mai zis: beți toți din vinul, ce este chiar sângele meu. E un legământ cu o nouă viață, ce mulți din lume vor primi, dar va mai fi o cină în slavă când noi din nou ne-am întâlni. Un glas ceresc de mângâiere pătrunde adânc în ucenici. N-au înțeles prea mult mesajul, dar parcă s-au făcut mai mici. Sunt clipe mari de părtășie care în istorie au rămas. Se aude mirele din slavă, mai e puțin, încă un ceas. Vestindă o mare pregătire, azi Duhul ne-a convins de plin să dăm păcatul la o parte, căci vine Cel ce-i da și amin. Nu vrem să fim lăsați pe afară. Voi cine sunteți? Nu vă știu. Și nici să rătăcim prin lume ca Israelul din pustiu. Iisus mai bate azi la ușa ta. Dacă-l auzi și ești atent, deschide, frate, cu iubire, e sfânta cină în prezent. Nu lumea ta să te hrănească și nu paharul ei să bei, ci hrana cea dumnezeiască de mâna lui Iisus o iei. Astfel vei fi în credință tare și necurmat vei birui pe leu care urlă în lume, vrând chiar pe sfinții ai înghiți. Va fi din nou o sărbătoare, dar nici aici, ce în văzduh, când la mire lui chemare, noi vom zbura prin Sfântul Duh. De aceea, dacă tu ești gata, cum este un consumanaut, în cer el îți va da răsplata prin al credinței tale scut. Tu poți să strigi azi Maranata, unit de plin cu Duhul Sfânt, și vei vedea pe Cel ce vine ca rege pe întreg pământ. Nu sunt cuvinte să descrie triumful său transformator, ce totul va uni prin sine, să fie o turmă și un păstor. Amin.